Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la... Cristina e îmbrăcată gros! Da, eu sunt super îmbrăcată de gros. De ce te-ai îmbrăcată așa gros? În galben? Ca și în evidență? Da, ca să ies în evidență. Fericiști tu. Ești mai mult în evidență decât tine. Așa, da. Și acum noi ce facem? Ne jucăm Obi! Cine ajunge primul? Iar Cocolix și dau Cocolike! Cocolike! La peste 10 milioane de Cocolike-uri. Cine dă Cocolike este o persoană minunată. Știm că este cine nu dă Cocolike, nu spun ce se întâmplă. Cine nu dă Cocolike, nu știu ce e cu el. Se subînțelege. Na, Cristina, hai să vedem, ajungi tu vreodată în viața ta în vârf? Stați puțin, este competiție? Felix, ai căzut cumva? Ha! Da, când apare asta, dai pe X, ca să nu zice bani. Deci, Felix deja a căzut, eu sunt prima. Asta este o competiție, să vedem cine ajunge primul. Vezi că dacă nu ajungi prima, da. Dacă nu mergea mouse-ul la tine, space-ul. A, nu mergea space-ul? Da. Ce noroc pe mine! Sunt în avantaj! Uite aici o blondină, aș vrea să o întrec. Blondină, dă-te de ce la parte? Uite, dacă te uiți acolo pe hartă, e o blondină care e foarte sus, Cristina, e blondină din aia. Atunci, haide să întrecem. Se cheamă Întrece Blondina. Întrece Blondina. Dar uite, e una foarte sus, că s-o juca dinainte, Cristina. A, jumate de timp s-o dus. Po, Felix, dar tu ce te grăbești așa? Vreau eu să fiu prima. Nu, poți să fii prima de la coadă. Nu, no, nu vreau prima de la coadă. Sau cum zicea profesoara mea de geografie, prima de sub coadă. Așa zicea, le avea cu expresiile. Sau de sub codițe. Ia uitați cât de bine mă descurc. Dar abia am trecut de galben între dinți, tu unde ești? Eu sunt la albastru sub nas. Ești la albastru sub nas? Da, nu-i bine. Aia nu-i bine. Albastru sub ochi. Sub ochi, da. Da. Asta când nu dormi destul. Ia uitați, bă, dar nu vi se pare că... Auleu. Eu-s la alb de margarină. Auleu. Frate, ce nebunie! Mai auzi, Cristina? Ești la alb de margarină, tu știi ce interesant e următoarea? Păi acolo, la aia, de alb, alb de margarină. Frate, nu m-am văzut așa ceva niciodată de câte ori obiuri am făcut. Da. Cum au fost bilele astea. Obi, imposibil. Cristina, sunt și eu la albastru. Ai, bă, Cristina, m-am dat cu capul de aia. Vezi cu bilele? Cât de tare e faza cu bilele? Ești la bile? Ești la albastru, ca și ce încerc din prima. Stați puțin, ce s-a întâmplat aici? Ești mai în față decât Cocos, Cristina! Mai în trecut? Da. Nu, cum se poate așa ceva? Cristina, de ce ești așa în spate? Tu așa-ți place să fii în spate? Nu! Oh. Deja am început. Ai, ești la flori. Deja nu mă simt bine dacă Felix m-a trecut. Ia-o-a! Mă simt... Ah! Ha-ha! Unde că Felix e la galben! Galben ce vezi? Dar la galben deasupra albastrului. Auleu. Mai auzit? Pe bune? Da. Oh, nu. Ești la galben ca și hanoracul meu? Deci aici o luăm în partea aia. Ăla e al meu. Da. Cristina, fură, haide. Ăsta este hanoracul lui Felix, dar eu tot mi l-am luat în ultima vreme, în fiecare zi aproape. Și că acum că nu s-a mai deschis magazinele, să mai cumpărăm și noi o hanorace. Când ți s-au târnat hainele tale, le mai iei ale. Râdeam de pițulina. Am o vecină care e pițuloasă. Eu pițu din aia mai expirată, nu chiar. Pițu. Și, ia, exact când s-a închis molul în ziua aia s-a și dus să-și cumpere și râdeam de ha-ha-ha. Dar acum noi n-avem ciorapi. Tu n-ai ciorapi, Alex, eu am. Am, dar zgăurâți. Bine, două perechi zgăuriți, trebuie să-i arunc. Restul e ok. Ia uitați cum mă duc eu aici pe rotițele astea. Tu să zici că ai trecut de astea. Oh my god. Aoleu, era cât pe ce să mă duc în centru. Au, nu, m-am dus în centru. Oh, tu ești albastru? Da, eu sunt la galben. La galben dintre ăsta de hanoracul meu. Am trecut de mult pe astea. Serios? Eu sunt la nivelul 7, tu ești la nivelul 5. O, Cristina, ești nota 5 la școală? Nu! Ești nota 10! Nota 10, ești la 5! Cum adică? Cocolișilor, voi de ce notă sunteți? De 10, nu-i așa? Cocolișii sunt cei mai tari. Așa trebuie. Azi că notele nu sunt așa de importante, că acum când suntem la școală, crezi că mai pasă mie? Nu ne mai pasă și nici nu mai ține minte ce note am luat când eram la școală. Dar... Hopa! Ia... Nu! Ce faci, Cristina? Nu pot cu florile alea! Ați văzut florile alea gălbejute? Dar au trebuie să mergi pe lângă, nu trebuie să sari. Da, știu, Felix. Dar au lumina aia pe care eu uneori nu o văd exact unde îi margine. Care lumină nu vezi? Aia din centru, știi? Au luminiță în centru la care nu poți să calci pe ea. A, știu, nu o vezi? Da, uneori nu o văd. Ai datorită faptului că am mărit o lumina la monitor. A, mersi! Vedeți? Dezavantaj! Mi-a pus, m-a sabotat. Dezavantaj de gameriță. Tu, blondină, tu! De ce mi-ai dat un cot? Știi, Cristina, mereu știu blondinele fac din asta. Voi ați văzut? La ce fac blondele, Cristina? Mi-a dat un cot! Uite, ce fain mă descurc. Acum mergi pe margine. Da, merg pe margine, dar aici mi-a dat o blondină un cot.
Sigur a fost vina ei. A, frate, unde am ajuns, bă? Unde ai ajuns? A, la albastru, sub ochi și e foarte zăpălug. Deci, mă duc aici. Hai de cap meu. La margine, da? La margine! Bă! La margine! Și acum mă duc în partea asta de aici. Și acum unde mă mai duc, frate? Păi dacă... A, uleu, acolo? Da. Bine. Fiu! Nu pot să cred! Ce bine m-a descurcat din prima! Da. Din prima fel. Pleacă, blondo! Să editez acolo video, să pară că am fost din prima. Cristina, că editez din prima video are un minut. Înțelegi? Hai, bă! Ce, Felix, ai căzut? Tu știi cum este albastru? Difficulty 5, Cristina! Serios? Eu acum sunt la verde între dinți. Ia uite, cineva a mâncat salată. Eu. Am cam multă salată de dimineață. Aoleu, am căzut. Sălățico, dar de ce nu mă găsești? Gamer! Uau, a trecut gamerul din prima. Tu la ce culoare ești? Albastru sub ochi. Albastru sub ochi. Ce m-ai întrebat că am căzut? E dificil albastru sub ochi? E 5 stele de dificil. Și ăsta la care sunt eu... Stai cât... La început îți zice, când mergi acolo. A, uite, da. Haideți să vedem dacă reușim să trecem de verde între dinți. Wow! Cristina, dacă tu nu mă întrebai atunci... Dacă tu acum, nu mă întrebai, atunci treceai, Cristina. Acum ești la dificultate 1, ăsta ar trebui să-l termin. Ar trebui să termin. Din prima. Ar trebui, Cristina. Hai mă, dificultate 5. Hai mă, deci numai, o trecut numai o față și o să cred că are relație. Dar relație. Ce se poartă obiurile astea așa pe verticală? Ah! Nu-i așa, cocolișilor, că sunt mult mai faine obiurile astea pe verticală? Ce ai căzut? Era să trec înainte, dar am dat o gameriță, m-a zis. Unde ești? Treceam, Cristina. Nu mai trec cu nimeni. Asta e tot de dificultate 1. A, înseamnă că o să-l trec și pe ăsta din prima. E vina ta, Cristina. Nu, ești vina mea. Ba da, și va fi tot timpul. Hopa. Tu ești exact sub mine. Hopa! Hopa! A, nu! Loading New Tower! Da, pentru că o trecut fata aia. Fată, de ce ai trecut și nu m-ai lăsat și pe mine și trec? Cristina, Eva, ai vorbit titimania. Nu e adevărat. Haide. Închideți aia modifierul. Am închis, bravo. Am închis, da, că sunt o gameriță. Acum, haide, timpul să-l întreb pe Felix. A, dar chiar aici eram. Ha-ha. Oprește muzica. Dar n-am nicio muzică. Ba, da. De ce n-am spus de gamer? Că e inteligent și fain. Dar și eu sunt. Uh-huh. Lasă-mă pace. Vreau să-i primul. Fac cum vreau eu. Acum, faci cum vrei tu, dar gamerul are dreptate. Și da, tu ai dreptate la jocuri, știi? Acum asta facem acum. Eu am dreptate în viață. Și am dreptate în viața jocurilor. Bă, Cristina, dar ce au blondele astea? Mă chemi să... contra blondelor! Păi asta zic, episodul de astăzi se cheamă Întrece blonda! Contra blonda! Iuhu! Aoleu! Te-ai încolo de blondină! Dar ce m-am grăbit? Pleacă blondă, pleacă! Nu știi de ce m-am grăbit, am vrut să trec blonda! Cristina, blonda asta din față sare numai pe diagonale. Aaaa! Nu mai contează! Ce-a fost râzul ăla? O căzut și eu nu m-am putut abține. Uite-o pe Vali, avem aici o cocolixă. Vali? Salut, Vali, salut! Ok, haide să încercăm să trecem așa. Fără... Nu! Era bine acolo lângă Vali. Eu sunt la rospițos. Cum îți permiți să fii la rospițos în fața mea? Mă bălup cu o blondă, Cristina, pe bună, nu mai pot să fac! Nu se lasă, Cristina! Cristina, ăla e nivelul 1, poți să treci. Felix, e nivelul 2, cum poți să spui așa ceva? Mă refer că eu am înțeles. Bravo ție! Like, really? Da, este de o stea și de asta. Ah. Vali, haide, Cristina, că putem. Am să dau cod la blonde. Dai. Nu se lasă, Cristina, blonda, uite, știu cum nu se lasă. Frică. Deci știți care-i faza? Dacă era pe lungime, era mai ușor. Sar de știi, psihic. Dar așa știu că trebuie să urc. Sunt și eu la un fel de roz! Mă bazez că o să cadă blonda cândva. Haide, hai să încercăm să facem mișcări de gamerită. Blonda asta are experiență! Păi normal! În toate domeniile! Ha, am căzut! Și știi ce? În ce am eu experiență? În a cădea. Cristina, dacă ar fi un joc așa, tu ai fi campioana. Serios? Dar eu și de când eram copil, deci eu cădeam... Ește, îți la verge între dinți! Uite, gamerul până sus! Cristina, în timp ce tu te vaiți pe acolo, uite unde e gamerul! Știi ce m-a felit? Uite acolo că de sus e gamerul. Nu, nu vă uitați. Nu. Deci nu vă uitați unde e gamerul. Nu. Nu vă uitați. Gamerul este primul. Și eram și mai sus dacă tu te uitai. Nu vreau să mă uit.
ce e chestia asta? N-ai voie să... ce e asta cu zarurile astea? Știi ce? Bă, dă-te încolo! Oh my god, a venit o blondă, Cristina! A venit Gabriela, e la! Auzi, Melina, eu nu pot să trec de chestia asta. Ce e așa greu? Uite, stai să vezi. Deci, fac totul bine. Da. Și când mă duc aici... Da. Aici sar peste. Sar pe! Așa. Super! Am înțeles. Am luat-o puțin pe diagonală. Dacă o luai drept, n-avei șanse prea fie, multe. Cred că și dacă m-am întâlnit cu două blonde, Cristina. Serios? Râpci mârci, așa le cheamă. Andreea, Kitty, dă-te la o parte! În care parte mă duc, frate? Unde vorba, Cristina? Aici, în partea dreaptă? Nu o să te iert pentru asta. Ba da, mă ierți. Tot timpul mă ierți. Aoleu, fraților, deci nu mai am... Ce? Mai pot de emoții? Dacă știu că am ajuns până aici... Hai să grămadă. Știi ce mereți tu? Un cot. Nu! Să nu îndrăznești. Ce bine. Am terminat? Am terminat? Te rog, zi că am terminat. Dar de ce nu se mai termină asta? Cristina, îți dau blonde, piții și miții. Nu o să le întrec prea curând. Fiu! Ce bine că am terminat! Deci nu pot să cred așa ceva. Ai luat la patru la școală? Salut, Vali, tu ai ajuns deja aici? Cum ai reușit să ajungi? Ai măscuță roz? Ia să-ți văd măscuța roz. Aaa, ce faină! Ia uitați ce măscuță are Vali. Ok, deci merg. Tot unde intră ăsta? Bă, ce m-a întrecut Vali, dar a și căzut. Deci, stai puțin, dar de ce se repetă ăsta? Că să ai tu bucurie. Serios, adică se repetă, nu? Că să ai tu bucurie, da. Nu e cu vorba că am pierdut, ci pur și simplu se repetă. Da, se repetă. Se mai repetă și aici sus la mine. Da, da, chestia este că se repetă exact unul după altul. Și m-a făcut să cred că am pierdut, știi? Când eu mă descurcasem ca o gameriță. Vali, bă, da, Cristina! Blondele astea nu mai le suport! Shoot, merd, merd! Ați văzut ce simplu era, n-am găzut! Vali, tu ești acolo, Cristina, sus? Uite aici la mine, când sari. Sar așa pe diagonală, da, în față. Da, știu. Dar știu unde am găzut eu acum. Da. La sfârșit, când trebuia să mă duc pe scară. Hai, ce mai fain. Acolo am căzut. Hai, ce mai fain, Cristina. Da. Ba de mine. Bine că nivelul ăsta totuși e puțin mai scurt decât ălalt. Vali, tu ai reușit să treci? Unde ești? Că nu te mai văd. Dacă a reușit Vali, cred că am să reușesc și eu. Ok, deci mergem așa. Uite o blondină în fața mea. Dar stai puțin, că nu este chiar în fața mea. Deci aici. Și știu unde am pierdut eu. Exact în zona asta. Este dificultate 3 acum. Ah, Vali m-a așteptat. Haide, Vali, haide. Vali Cocolixa? Hai. Da, este Cocolixa. Pentru că a sărit, da, de aia este Cocolixa. Așa recunosc eu Cocolix și că sar când ne văd. Ok, deci ce poți face altceva? Așa. Hai de capul meu, Vali, aici trebuie să ai siluetă, ai? Ia să vedem. Bă, ce lupte cu blondele astea, Cristina. Da, Ferdinand, nu știu de ce reușesc ele așa de tare. Cred că au siluetă, știi? Nu, au prostia de gravitație și o l-au cumpărat-o. Aaa. Înțelegi? Că nici pe merit. Am căzut. Eu la 10 din 18, tu? Nu știu. Schi acolo sus. La 5. La 5? Eu am notat 10, să înțeleg. La mine se dublează. La tine se dublează? Să nu zici că se termină. De ce întuneric? Nu. Nu știu, de ce întuneric cocolișilor? Nu, e doar întuneric, dar nu se... A, este întuneric ca să facă lucrurile mai dificile. Deci, este o vorbă. Cu răbdarea treci și marea. Răbdarea treci și balta. Cristina, ai răbdare. Și o să treci și balta. Și chestia asta. Haide că Anakim este în fața ta, Cristina. Nu o lăsa să te treacă. Ok, deci uite așa. Hai că suntem bine. O ducem bine, cocolișilor. E lupta mare între mine și blonda. Serios? E doar cu nivel în fața mea. Serios? Dacă mai ajung prea curând. Bă, frate, deci mai pot de frică. Deci eu mă simt acolo, voi știți? Eu simt că mă enervează blonda. Și eu văd blonda și după aceea blonda mă vede pe mine cum merg cu nor. Știu, Cristina, știu. Ne-am problemele mele. Obiul ăsta îți frânge inima. Voi ați văzut? Ce a fost? Exact în ultima secundă, când eram atât de sus. Eu am ajuns la maro de toaletă. M-ai auzit? Am ajuns la albul ăsta de gri. Am ajuns la maro. Tu să treci de el. Ușor? Dacă sunt la nivelul 13. Nu, adică ușor. Eu la a căzut o blondă din cauza mea. Eu la maro de toaletă, ți-am zis. Eu la... Hai, mă!
Deci trebuie să ne concentrăm, cocolișilor, că de fapt este mega simplu. Este doar în capul nostru. Uite așa. De cât când e dificultate 5? Tu ești la dificultate 5? Ai la 1 aici. Bă, deci dacă mai pic încă o dată la chestia asta... Mă duc așa în spate. Este! Ce bine mă simt. Mulțumesc, mulțumesc de complimente. Eu s-am ajuns la un fel de mov de piță bătrână. Serios, eu sunt la verde între dinți. Ia uitați. Sunt la verde între dinți. Ah, persoana asta a mâncat multă salată. Oh. Vai, deci nu știu pe unde o să o iau. Prin partea asta. Ăsta așa. Da, normal. Normal că am făcut tot și am picat exact la sfârșit. Tu, Felix, cum te descurci? Nu mai vorbesc cu tine, lasă-mi faci, că decât dacă am vorbit cu tine m-am trecut blonda. Dar știi ce ar trebui tu să faci? A. Să fii la același nivel la care sunt eu, ca să te vadă și cocolicșii. Că așa tu degeaba ești primul, care e scopul dacă cocolicșii nu te văd? Te-ai gândit la asta? Lasă-mă că mă fac cu blonda. A, mă, Cristina, am căzut, de ce mă ții de vorbă? Femeia de mine să vorbească. Ia stai tu să te văd și eu acolo. Da, vină tu la nivelul ăsta care sunt eu. Uite acum vin, uite, eram și eu la piții. La roșu. La nivelul 15, la cât ești? Eu sunt la nivelul 7. La 7 ești tu? Băi, Cristina, sper că ești fericită. M-am trecut blonda, au ajuns aici pe locul întâi. Sper că ești fericită. Da, stai puțin, dacă ajuns pe locul întâi se restartează? Da, stă acolo la ușă și doar îmi face ciudă. A, ce bine că stă. Păi, dar cum a putut să meargă atât de repede? Ți-am zis, are cumpărată gravitație și botox. Și o ajută, știi? Înțeleg. Am ajuns și eu la oranj. Sunt la 8. Sau ăsta e roșu? Da, iar, ăsta e preferatul meu. Ia uitați, deci ăsta îmi place mie maximum de mult. Ăsta cu subțirelele astea. Bă, Cristina, nu mai pot cu blondele astea, Cristina. Deci eu nu mai pot de drag când am aici astea sute de subțiri. Tu te-ai dat subțirii, că acum ești lătuță? Nu! E vorba de Nadia cu mânești între astea multe. Uite așa. Hai, bă! Stai puțin, eu de ce nu pot să urc? Așa, și acum ar fi culmea să pic. Bă, dar mi-a dat și un 1 cu 18 nivele. Hai de mine. Gata, am ajuns și eu la... Bă, dar de ce nu pot? Am luat-o pe greșitelea. Hai de mine. Deci, trebuie să o iei așa prin margine, ca să fii în față, uite așa. Că dacă ești puțin într-o parte, nu te lasă. Uite, nu mă lasă, Felix. Ce? Sunt așa puțin da, într-o știu, parte, știu, știu, nu mă lasă. Știu, am pus o așa și știți care e faza? Blonda fugea. Ah, ce bine. Haide, cap meu. Bine că mă salvează aici. Uite așa. Este... Acum reușim, învățăm și tehnică, vedeți? Ești și care parte mă duc? What? Încolo? Da. Fratele meu! Am ajuns și la aia cu jumătate de oră. Frate, dar ce nebunie! Eu nu am mai văzut obi așa. Eu știu unde sunt. Hmm. La roz de pițibabă. Un fel roz de roz de așa pițibabă. Foarte, foarte închis. Știi? Hai de capul meu. Știi? Deja văd colaci. Deci cine a inventat chestia asta, eu nu am mai văzut. Acum asta aproape de sfârșit. Este! Știi la ce stage am ajuns? Hmm. La 10! Eu la 17! Cata, sunt o elevă de nota 10! Și vă jos vii la următorul, o să fiu de nota 1 de 2 ori. De nota 1 de 2 ori, da. Au, nu! Am căzut. Se pare că place foarte mult aici la nivelul 10. Eu am să dau vina pe calculatorul tău, că joc pe calculator care se consideră mai greu. Păi da, și eu am să dau vina pe calculatorul tău. Că e de gamer, da. Am deci Felix joacă de pe laptopul meu și eu joc de pe calculatorul. Și atunci dacă calculatorul tău este mai slăbuț, cum am reușit să ajung la nivelul 17? Vă arăta sunt compensez cu atât de mult talent. Compensează, da. Compensez cu atât de multe alte lucruri. Din cauza că e roz, Felix, de aia ai reușit. Da. Rozul de pe el îți poartă noroc. Ce să zic? În caz de nu știați, Felix a jucat până acum de pe un laptop roz. Toate episoadele. Deci de multe ori ai fost bătă pe un calculator de gamer. Și ce? Mă, mi-ar doar fost pe roz. Cred că tu m-ai bătut. Adică eu te-am bătut. Ce e asta cu zarurile astea? E de la Andrea Kitty, petul ei? Ah, aici trebuie să așteptăm asta. Ia uite ce fain. Mă, pe locul 2. Ce greu! Eu am terminat și mă uit la tine. Ai terminat? Da. Bine, uite la mine și susține-mă. Ia uite să vezi ce gameriță sunt. Sar! Sar! Ok. Sar! Ok. Sar! Este! Mergi! Sar! Așa. Bă, frate! Sus! Stai să mi se salveze. Te salvezi dacă nu-și sus.
Ah, ce bine că s-a salvat. Ah, ăsta e maroniu de care ziceai. Asta e ăsta e ușoară. Asta în față. Da, 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 știu și eu, nu trebuie să-mi zici. Așa. Tu doar zi-mi ce, wow, ce bine te descurci. Zic? Ai stăit exact pe aia, nici dacă voiam nu puteam să așa. Ba da, puteai dacă voiai. Au. Cristina, tu faci intenționat sau? Nu, Feli, dar mă doare încheietura de la mână. Înțelegi? De la ce? De la ce te doare? De la încheietură. Uite aici mă doare, de nu mai pot, când stau cu mâna pe tastatură. De asta, vreau să-și fac cameriță, asta e motivul. Sar în față. Andrea, sar pe aia din față, așa. Sar pe asta din mijloc. Bă, Felix, dar știu pe unde să mă duc. Sar pe asta din mijloc. Lasă că nu știi tu. Sar pe asta de aici. Sar pe aia din între ladoul culmin. Ca să vezi că treci. Fugi de aici. În față pe ladoul culmin. Uite pe aia jos, dacă nu faci în față, sar pe aia din față. Așa mi-a lateral. Dacă vrei reușești dacă sul de mine, sar pe aia, sar pe aia de acolo din față. Sar pe asta mergi față. Merge grijă, 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 mergi în față și în sus. Vezi, adevărat, dacă dai să din prima ce să faci. Vezi că tu nu știi, capul tău nu gândești aici acolo. Eu sunt femeie, transpirată. Nu ai de lapă, am butat pe pleacă acolo. Ce cu tu bei apă pe mâini? Da. Uite-o pe Oaza, este o cocolixă. Salut! Ok. Tu te-ai pus pe treabă, hă? Sar pe ăla, sar pe ălalt și pe următorul, sar pe acea pe ăsta, pe acea merge în stânga, așa merge așa, merge așa, după aceea merge în mijloc, așa, după aceea merge în dreapta. Ce s-a zis ăsta? Pe aia din mijloc. Și am mers cum am vrut eu, el mi-a zis în dreapta, am vrut în stânga. Iarăși s-a încărcat, nu a putut să termin ca o adevărată gameriță ce sunt. Știi când se încarcă? Să le arăt că ajung pe locul 3. Când ajung primul 3, haide, Cristina, acum eu doar 10 nivele. Eu acum vreau să iau primul. Da? Haide, haide. Bă, dar cine a zburat așa de repede? Rospițos. Uite, o blondină a zburat. Au. Hai, te arde joc. Deci o blondină a zburat să fie prima. Da, știu, 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 știu. Asta e cu flori, cum îmi place mie. Scoate muzica, că îți place mai greu mi-e să scot. Deci, o scot. Chestia este că acum toată lumea se îngrămădește. Încât... Cristina! Ce? Îmi dat de blondă, nu mai pun mai suport pe blondă aia, Cristina, îmi șufăr așa de mult. Întrece blonda. Hashtag întrece blonda. Deci, aici sunt. Suntem foarte mulți. Și tu ești în fața mea. Și eu sunt în fața ta. Ai fost. Ai fost. Aoleu, Feli, de ce m-ai trecut? Că eu sar peste asta, că mă duc repede pe blonda. Blonda, nu te suport! Stai puțin, eu sunt în fața ta. Fratele meu, ești în fața competiția este mare. Nu e adevărat, sunt exact în spatele tău. Uite așa, deci da, vreau să trec de nivelul ăsta. Bă! Aoleu, mi-e frică. Ha-ha-ha! Nu! Cum se poate așa Cristina, ceva? Cristina, blonda s-a vopsit, trebuie să-mi trec o brunetă! Vine să plâng, Cristina, poți să-i primul nivel. Păi și mine vine să plâng. Tu unde ești? Tot la primul nivel? După coadă. A, da? A, ce mă bucur. Deci atâta de bine mă simt când Felix este în spate. Da, 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 l-am făcut pe Felix să cadă. A dat tot în fața mea. De ce te-ai dus în fața mea? Ați face tu de bruneta, Cristina, nu suport. De ce ne întrece lumea? Nu! Nu mă joc, Felix. Cristina, lasă că ăsta e cu mine începător, o să reușești cumva. Uite-o pe Monica, eu și cu Monica. Dar sar peste bilele din mijloc, nu mai locoli. Pe bune, chiar! De ce nu m-a dus capul să fac asta? Pentru că nu te-ai uitat la mine, nu te-ai uitat la gamer, cât importanță are. A, înțeleg! Bă, deci parcă am o epifanie. Epifanie? Ia uite și tu. Pe cine am întrece bruneta? A, uite și blondea aia și fața e mutră de nu știu cât e 2, 2 plus 3, nu știu cât e 4. Este! Salut! Iorga Alexandra, salut! Haide, haide, să le arătăm că noi suntem gamerițe. Haide, haide. Reușim? Deci, mă duc cu viteză, dar în același timp să am răbdare. Așa. Este, este. Oh, ce bine m-am descurcat! Iorga Alexandra, ești uimită cât de bine m-am descurcat, nu? Felix, sunt la mov. Sunt la lavandă. La lavender sunt. Oh, de mine. Ia ori tu. Mă cochi pe... Este o competiție între mine și Alexandra. Salut! Okay. Bă, ce față are asta? Cine? Asta. O blondină? Are o față, tu știi ce mutră și-o găsit. Uite, eu sunt aici cu două cocolexe, cu Vali și cu Alexandra. Și le-am întrecut... Nu, m-au întrecut ele! Tu mergi acolo, hai.
Bă, fetelor, vă descurcați excelent! Ok, haideți să încerc și eu să vă ajung, hă? Deci, ele merg pe loc, dar cred că nu s-a încărcat de aia. Ce s-au teleportat fetele astea, voi ați văzut? Uite așa. Și știi că sunt persoane de 2 ani care se urcă mai bine decât tine, deci să știi că e ok. Că ești de peste... 2 ani de experiență, ești vrei ești să ești peste aia de un an, de gen. De experiență. Nu? Lasă, că ai doar 500 de episoade pe Roblox, e ok. Da, dar eu cred că cocoleștii se joacă mai mult decât mine. Eu asta cred. Hai și mi-ai explicat ce. Cristina, luptă aici și o încerc pe blondă, dar mă prins. Eu mă lupt aici cu Vali și Alexandra, dar ele se pare că sunt înaintea mea. Salut, fetelor! Salut! Reușești ceva, Cristina? Reușesc. Reușesc, uite, sunt și eu la oraș. Bă, dar mai este mult dintre ăsta de Nadia Comăneci. Eu sunt la mob aproape pițos. Cum adică? La ce episod? La ce dintre astea stage? La 7? Eu sunt la 5. Opa, mă apropii de blondă! Stai să mă calmez. Ia uite, sunt și eu la 5. Oh my god, sunt la galben între dinți. La 8. Cocolicilor, țineți-mi pumnii, va trebui să-l ajung pe Felix. Da, deci nu știu cum am să fac asta, dar eu am încredere, sunt optimistă. Cred că ar trebui să nu mai cad, pur și simplu, și să merg drept. Așa, cred că aș avea multe șanse. Și alut, Alexandra, ce fericită ești să mă vezi, dar te întrec. Ha-ha, te-am întrecut. Hai să o iau prin partea asta la altă. Poate am luat-o pe partea bună, nu știu sigur. Sunt la 9 din 10 și-s primul. Serios? Asta e să câștig. Ia, uite că-s primul acolo sus. Acum asta stai. Felix este primul. Da, deci v-ați văzut ce s-a întâmplat. Era cât pe ce să termin și am căzut. Cristina, uite, e-s primul. Cristina. Felix a ajuns deja la flag, la steguleț. Nici nu sunt invidioasă. Bravo, gamerule. Stai să vezi, eu am picat exact aici, la margine. Aaa, ce-mi place de fetele astea două, că m-au așteptat. Vezi, așa să faci și tu. Ce? Așa să faci și tu, să mă aștepți. Ce? Să mă aștepți. Ce? Să mă aștepți cum au așteptat Vali și cu Alexandra. Ce? Ce? Te faci că nu mă auzi. Dar eu le-am și întrecut. Haideți, fetelor, haideți. Uite așa, hai. Este cam fain să te joci cu Cocolic și tu te-ai jucat, deja ai terminat, ce satisfacție ai? Ai vreo satisfacție? Cât aici arată că sunt pe locul întâi. Da, dar uite, eu mă joc cu Cocolixele, ceea ce e super fain. Deci, vedeți, nu contează întotdeauna să câștigi. Contează să te simți bine. Vezi, ajungi pe locul 3 măcar. Să vedem. Nu știu dacă ajung pe locul 3, dar pe aproape ajung. Uite așa, este... Și acum mergem pe aici, a? Loading New Tower! N-am avut șansă! Dar data viitoare o să ai șansă, dacă poți, pentru că gamerul deja a terminat. Dar eu chiar vreau să mai facem episoade dintre astea cocolicilor. Atunci rupeți butonul de... Cocolike! Scrieți în comentariu ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare! Pa! Ia uite că-ți cocolici sunt aici! Oh my god, și-am droșit pe-al papuc! Pa, ce-mi place de ei!